uova, 300 de grame de făină, deci la fiecare ou 100 de grame de făină și un praf de sare. Apoi, de aici pentru aluat. Și apoi, am aici 150 de grame pentru umplutură, 150 de grame de cârnăciori, pe care o să-i prăjim, o să-i punem fără ulei într-o tigăiță și-i prăjim. O să mai avem nevoie de puțină brânzigă, eu am pus brânză Philadelphia, 50 de grame, 30 de grame de parmezan, o să am nevoie de un puțină sare, puțină nucușoară, am să dau prin răzătoare, și puțin piper. Așa. O să începem cu aluatul. O să punem mai întâi în tigăiță cârnăciorul. Am să-l tai, îl desfac și îl pun la prăjit fără ulei, ca și cum ar fi pe grătar. Tigăiță și punem pe foc să se facă și întindem așa. Deci prăjim bine cârnatul, îl punem pe foc și ne apucăm să facem aluatul. Între timp se face și cârnăciorul. Încet le facem pe toate. Sunt mai mulți pași. Așa, să dau deoparte de aici. Și o să avem nevoie de un punt. Și acum o să cernem făina. Adăugăm în mijloc ouăle și sarea. Ne facem așa un loc. Și adăugăm ouăle unul câte unul. Amestecăm încet, încet. O să batem așa ouăle, încet, încet, și apoi adăugăm făina. Și o adăugăm așa treptat. Să facem tort de linie.
rețeta la tortellini o găsiți și pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Acolo umplută cu prosciutto. Este, asta se face cu cârnăciori sau de ravioli, cu ricotta și cu spanac. Eu v-am lăsat și link-uri de la canalul de YouTube, dacă doriți să le vedeți rețetele. Și amestecăm așa bine. Cârnăciorul se face. Așa făina puțin câte puțin. Eu am să întind cu mașina de întins pastă și am să frământ tot cu mașina de paste. Dar cine dorește poate frământa la mână. Întinde cu sucitorul pasta aluatul dacă dorește. Și acum amestecăm așa încet toată tăinuța noastră.
fin, fin. Am închis cărnăciorul, este gata și frământăm puțin, lăsăm să se odihnească și ne facem compoziția. Ne facem treptat. Așa. Trebuie frământat foarte, foarte bine. Și dacă credeți că este necesar și se lipește, mai adăugați făină. Dacă nu, îl frământați așa. Deci în momentul când de aici, de la aparat frământat, este fin, 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 atunci este gata. Așa, să dau fundul de parte. Așa, și dacă e nevoie, ne ajutăm și cu puțină făină, să punem așa pe aici. Eu îl frământ așa că mă ajută foarte mult, foarte mult, decât la frământa cu mâinile. Ce, de ce? Forță, forță! Așa. Am făcut cam gros. Acum îl punem din nou în două și îl mai frământăm. După ce facem această operație, îl punem în folie, îl lăsăm să se odihnească cât timp ne facem umplutură. Și facem fiecare pasaj. Încet. Mai pun puțină făină pe masă.
Ciao Saverio! Oggi faccio i tortellini con le salsicce, ripieni di salsicce. Deci dacă e nevoie, simțiți că este lipicios, puțină făină adăugați. Înseamnă că aluatul cere făină. Așa. Încă de câteva ori și este gata. Este din ce în ce mai fin. Vedeți? Din ce în ce mai fin este. Vreau să mai dau puțină făină, așa, și pe partea și pe cealaltă. Și mai facem, mai frământăm. Deci această operație pe care eu o fac acum, deci este frământare. Eu nu frământ cu mâinile pentru că mă dor. Așa, și am găsit această metodă și este foarte, foarte bună. Grazie Saverio, grazie. Facem compoziția, umplutura. Și cât noi facem umplutura, aluatul se odihnește, lăsăm aici alături. Vedeți? Așa. Și îl punem aici într-o parte. Și acum. Am să dau puțin de parte aparatul.
lăsăm cârnăciorul nostru. O să punem cârnăciorul nostru aici și o să-l mixăm. Dacă e nevoie, adăugați și sare. Și am să pun și brânzica Philadelphia sau orice fel de brânzică aveți. Mixăm totul să facem o pastă cât mai fină. Așa. Sare o să adaug la sfârșit, dacă este nevoie. Ne facem umplutura noastră. Încercăm să o facem, să o mixăm cât mai mărunțel. Puțin. Și gustăm să vedem dacă este bună de sare. Este bună, nu mai pun, pentru că și parmezanul și cârnăciorul are sare. Și nu mai pun, am să mai mixez încă puțin. Dacă compoziția vă este prea groasă, adăugați puțin, puțin, puțin lapte, o linguriță, două de lapte. Așa doar câte puțin, doar dacă este necesar. Compoziția am să pun așa pe toată aici. Și nu ne rămâne decât să facem tot.
să felim, să le dăm formă și să umplem, întindem aluatul și umplem cu această compoziție de cărnăciori, cărnați proaspeți. Era salsicea. Am le salsice fresche, Saverio, le-am messi în padella senza olio. Le ho fatti cuocere, poi ho aggiunto, cioè ho avuto 150 grammi di salsiccia, 50 grammi di Philadelphia, poi 30 grammi di parmesano, un po' di noce moscata e un po' di pepe. E ho fatto l'impasto a un uovo, 100 grammi di farina e un pizzico di sale. E adesso faccio i tortellini. L'impasto e li faccio. È così. Metto qua da una parte, am să pun aici într-o parte totul, am să trag masa. Ne ajutăm și cu făină. Și o să presurăm așa puțină făină și o să luăm câte o bucățică de aluat. Și o să facem, acum depinde cât de subțire o doriți. Eu am să o las la 5 și am să o întind la 2 și după aceea la 5. Și apoi o să punem din umplutură. Aluatul trebuie să stea în folie cât timp se prepară, se face prima ploaie și luăm așa câte o bucățică de aluat. Așa. Și acesta îl acoperim. Și dau deoparte. Și acum întindem. Deci întindem mai întâi la 0. Voi dăm aparatul aici, butonul la 2 și împingem. Și după aceea am să pun la 5.
acum vă trebuie răbdare. Răbdare ca să faceți așa, aluatul îl punem tot așa în folie. Eu am să-l pun aici înăuntru, altfel se usucă. Și acum o să punem așa câte puțin. Emoții. Așa. Și tragem.